Scările trebuie făcute doar la comandă. Adică tu nu poți să vii solo, să pui flash-ul, să pui muzică și să da. Eu cred că dacă tu ești într-o țară și vorbești engleză, tu trebuie să știi. De ani, de ani se complică, se complică, se complică, se complică. Într-o seară puteau să fie și 20 de evenimente. Moldovanul din noi nu-l scoți. Da, da, da. Singur, da, singur te-ai dus, singur ți-ai dus flash-ul, singur ți-ai... Și eu, mama, eu, mama, eu! $100 ora. Ora. Dar tu ce l-ai refuzat? Nu ți-a plăcut inițial? Nu, nu, nu a fost așa deodată. Da. Să nu-i fac ceva lucru. El este așa cumva, da. Și că americanii niciodată să te vorbească. Și mereu zâmbești, știi, și ți-amintești. Ha, de nimeni nu zâmbește, știi cumva. Trebuie să mergi și tu așa, știi? Ce așa te înfuit? Da, nu te tine. Mă tem de rubrișile astea voastre. De bilinții de-a noastră, doamne. Cauți în pulsația orașului, în ochii necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile viserii, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Feteasca albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priori oaie. Salutare, dragii mei! Astăzi avem o ediție specială Uși Deschise, fiindcă invitata noastră, noi am prins-o, uite, exprompt în Chișinău, fiindcă, practic, ea deja este cu un picior în avion. Prea târziu am aflat că este în Chișinău și am zis, cum? Cum să nu? Și eu mă bucur foarte mult că ea a fost atât de drăguță și a zis, ok, n-a putut ea să mă refuze. Ce să vă zic despre ea? E o interpretă pe care o cunoaște și probabil îi duceți dorul. Ea foarte deseori era prezent aici la Palatul Național și o puteați vedea pe afișele de la Palatul Național și pentru mine dintotdeauna a fost o curiozitate. Ei, cum așa? Să fii în slavă, știți, așa, și când colo să iei și să pleci. De ce? Nu știu. Hai să aflăm. Cristina Croitoru, invitata mea. Ia că-mi fac ceva! Și nu crema, știi? Și nu crema! Tot ca puslivă. Tot ca puslivă. Da. Cristina. Ia ca spune, senzațiile care? Senzațiile de amintiri frumoase. Da. Da, senzațiile plăcute de timpurile când organizam evenimente, concerte. Doar amintiri frumoase am cu Palatul. Eu, știi care e faza? Eu vreau să zic că tu foarte des ai evoluat la Palatul Național. Deci sunt mulți artiști care rar pășesc pragul acestei instituții. Tu, la timpul tău, ai profitat din plin, hai să zicem, da. Dar nu. Cum ce înseamnă ai profitat? Datorită faptului, datorită că ai o voce, datorită faptului că aveai și un repertoriu și prezenții fizice frumoase, așa, nu s-a schimbat nimic. Da. Și iată, întrebarea mea așa, e foarte logică. Eu întotdeauna așa m-am gândit, de ce anume tu ai decis să pleci în America? Fiindcă la tine totul era, cum zic, rușii și șocolade, la tine era totul minunat. Tu erai în... cum să zic, în vârful, nici nu știu, sau cum să zic, era perioada de glorie a ta, da? Deci multe piese, șlagări, și șlagrul nostru la șlagrul anului a fost practic an de an, colaborarea cu Acordul, acel renumită piesă pentru publicitate, ciocolate, da. Și deci la tine tot era, lumea te adora, te aștepta, te aplauda și când colo tu decizi și pleci în America, eu știu cu oamenii când pleacă din cauza că nu-și găsesc rostul aici, vor o viață mai bună. Tu hop și pleci. De ce? Că nu muriai de foame? Nu. Da. Și profesional te simțeai bine? Da. Păi? Eu cumva sunt persoana care mereu am iubit schimbările, știi? Hop, 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 eu doar am venit la Chișinău tot la 18 ani. Eu am crescut în Dubăsari, am... Din Transnistria. Din Transnistria am venit, da. Și tot pentru mine era tot nou, era un oraș nou. Am intrat la Academia de Muzică și deja acolo am început. Un pic, să evoluez, să-mi fac cunoștință, pentru că eu, într-adevăr, eu nu neștiind din Transnistria venind, acolo noi ascultam mai mult muzica rusească, exact. da, eu nici nu știam cine este Alexa, atunci prietena mea, cea mai bună de acum, da, și atunci eu am făcut cunoștință cu tot, încă, da, dar deja era cunoscut, da. Și cumva, da, cum spui tu, a fost frumos, dar... cumva am ajuns până la un nivel și am înțeles că mai departe trebuie să fac ceva sau să merg în România să mă dezvolt sau
piese, videoclipuri tot aici, să mă mențin și să cumva să fiu aici pe val mereu, că oricum dacă ești interpret trebuie mereu să fii pe val, să faci o piesă, un videoclip, concerte, evenimente. Și cumva știi cum m-am căsătorit, am născut un băiat, da. Și cumva ne-am decis cu soțul să încercăm ceva nou. Nu pentru că nu era rău aici, sau pentru că aici era foarte bine, mă simțeam bine, dar am vrut să încercăm. Am zis că mie mereu mi-au plăcut încercările. Și am zis că dacă nu, mereu pot să revin înapoi. Exact, e asta întrebare, de ce n-ați revenit? Pentru că mi-a plăcut. S-a plăcut? Da. Tu așa ușor, practic, te-ai dezis de cariera ta profesionistă. Faptul este că acolo... De muzică nu, da, eu știu că tu și acolo faci muzică, tu ești foarte activă și tu de tot, dar totuși aici tu aveai... Da, aici eu eram vedetă, acolo eu... Tu erai Beyoncé de Moldova, înțelegi? Da, da, da. Și, nu știu, eu cumva nu sunt, nu am boala asta, știi, a vedetelor. Și pentru mine este ok, eu acolo am plecat și la fel erau oameni care mă cunoșteau, știi? Pentru mine nu a fost o problemă să încep iarăși de la zero, pentru că erau oameni care mă cunoșteau de aici, erau oameni care nici nu aveau idei cine sunt eu, pentru că sunt acolo de 12, 15, 20 de ani, știi? Și cumva, nu știu, pentru mine nu a fost asta că eu sunt vedetă aici, sau pentru mine contează nivelul de trai, nivelul de... și mai ales că deja eu am copii, știi? Și eu mă gândesc la ei, eu mă gândesc că ei când vor crește, mă gândesc să le dau lor ceva frumos, ceva bun și nu știu, asta a fost. Și am plecat și ne-a plăcut și uite, am hotărât să... Eu deseori mă gândesc la faptul ăsta când mulți pleacă pentru... se jertfesc pentru copii. Și nu știu dacă asta... Dar nu m-am jertvit. Păi uite, tu zici, copiii deja sunt acolo și cum? Deja normal că ei sunt obișnuiți, deci... Da, lor le place. Lor le place, păi asta nu e o jertfă. Păi și nouă ne place. Și mie, nu, eu nu ar fi vrut. N-ai fi vrut. Nu, eu sunt ok. Eu dacă ar fi vrut... Deci te-ai întors și te-ai dat și ai spus, net. Da. Serios? Da. Adică nu vezi când eu? Aici? Da. Uite, știi ce vreau să spun? Tale, vezi, am butiaj. Nu, schimbări văd, văd centru frumos, văd drumuri bune în centru, doar în centru, pentru că merge un pic mai în deal, un pic mai în vale, într-adevăr. Mașini sunt mai multe, mașini sunt frumoase, dar drumurile sunt mici și ambuteajele chiar că sunt, da, internale. E adevărat, ce vreau să spun, că uite, chiar acum am întâlnit cu Cristi, da, Ruș, cu Igor Sârbu, cu prietenii de atunci, da. Și mi-i spun, uite, Cristina nu mai este cum era, știi? Poate dacă ar fi fost ceea ce era atunci la noi, da? Evenimentele organizate chiar de tine, cu Nona, Șlagărul, Cristi, făcea multe evenimente, mereu concerte erau la Palat Național. Dacă ar fi fost, cred că poate m-aș simți, știi, că mi-e dor. Chiar stăteam acolo și mă gândeam, ce fac artiștii noștri acum în pandemie, da? Acolo cumva statul i-a ajutat, nimic, asta vezi? Pentru noi a fost foarte și foarte dureros, dureros. Din noi s-a uitat, că noi primii ne-au închis și ultimii peste 2 ani și ceva și atunci noi nici de cum nu putem ieși din toată situația. Păi de asta și spun, sunt artiști care mai fac ceva pe lângă a cânta, știi? Da. Dar sunt artiști care trăiesc doar din a cânta, știi? Și cumva, sincer, dacă ar fi fost tot bine aici, cum era, la noi acolo cumva este... Noi ne-am schimbat. Eu, Olea, Carisma, Boriscova, eu mereu încerc, noi încercăm să ne strângem, organizăm evenimente. Eu asta am văzut. Da, și aici cumva... mi-ai povestit despre asta, că eu despre asta chiar vreau să-mi povestești mai multe. Voi sunteți bravo. Uite, apropo de faptul că voi între ei faceți acolo treabă bună, tu, Carisma și Boriscova, și aici am sti zederul un pic, știi? Voi ați devenit așa mai activ, iată, chiar acum, în ultima perioadă, ultimul an chiar aș spune, un an, doi chiar ați devenit foarte activ. Dar nu a fost motivul că pe voi poate cumva v-a supărat, dar poate v-a frustrat faptul că se organizează tot felul de festivaluri pentru diaspora noastră și aduc artiștii din Chișinău. Și voi acolo, dite mai artiști mari, cu voce, dar acolo eu știu că au fost de tot neamul la festival, și voi acolo, pe loc, cu așa resurse, cu nume, că eu sunt sigură că de voi să știi și pe voi vă știi și încă și vă ține minte. Mare parte e generația voastră acolo. Voi stați acasă și nu sunteți invitați la astfel de... Nu, noi suntem invitați. Da, dar foarte rar, nu? Eu acum am văzut. Iată, ultimul an v-am văzut mai activ și iarăși din motivul că voi ați găsit și formații și ați început a face program și... Deci cumva... Nu, tu cred că nu erai atent. Adică dacă vorbești de festivalul ăsta moldovenesc, de când el, din primul an, eu am venit atunci în
din Moldova în America și eu de atunci cânt în fiecare an la acest festival. Una, eu nu am cântat pentru că eu am avut alte evenimente și nu am putut, adică am fost plecată, dar da, nu este din faptul că nu ne cheamă, este din faptul că noi sau nu ne înțelegem sau noi avem alte evenimente. Iată care este problema. Asta e motivul. Asta da? E motivul. Dar am făcut, eu să-l muresc cu Boris Koval, în primul rând nu era în Chicago. Boris Koval a trăit în LA, urmă a trăit în Miami. Și el nicicum, el nicicum nu, el mereu a vrut să trăiască la cald, știi? Și când a venit în Chicago, a înțeles că nu-i trebuie niciun cald, îi place aici, că ei sunt prieteni, aici sunt foarte mulți moldoveni și noi suntem o gașcă mare. Da. Și cumva eu încercam să-l trag, pentru că el nu cânta, Boris Koval se ocupa cu altceva. Și eu încercam, pentru că hai că voi sunteți talentați, hai să mergem la un eveniment, luam pe el cu mine. Apoi m-a venit și Olga și pe Olga mă... Și pe urmă, cumva ne-a venit ideea cu Olga să facem, hai să facem ceva interesant, chiar și concertul Rădăcini. Da, da. Da. Nu din faptul că cineva nu ne-a chemat, nu, asta nu, noi nu avem așa. Acolo este totul bine, nu avem invidie, nu avem... Dacă cineva organizează un eveniment, adică bravo, știi? Atunci a fost concertul ăsta Rădăcini, care a fost pentru moldoveni mai mult. Da. Acum, recent... Eu am mai făcut o prezentare, mi-am format bandul meu, mi-am făcut ca o orchestră, pentru că eu de mult aveam această idee și să nu cânt doar pentru moldoveni, nu doar pentru europeni, dar și pentru americani. Și uite că mi-am strâns băieții originari din Chicago, din America, și am făcut acest band cu ei, pentru că deja americanii sunt pentru muzica live, adică tu nu poți să vii solo, să pui flash-ul, să pui muzică și să da. Tu de mult ai fost la noi și la noi practic deja nu se mai face asta. Nu se face asta. Foarte puțin, foarte puțin. Da, da, da. Dar iarăși pe la petreceri poți să vii, da, într-adevăr să vii cu flash-ul, dar dacă e vorba de niște spectacole, uite, chiar la Palatul Național. Asta da, de vorbesc de, da, da, asta mari, da, eu știu. Atunci cu orchestra, totul 100% da, live, da. De fapt noi și la Șlagăr așa da, am făcut, da, ultimii ani, da, tu ții minte. Da. Fapt nu mai ții minte, ai fost ultimii ani. Tu de când ai plecat? Eu în 2017. 17, ai reușit, da, 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 da. Da, eu chiar acum, ieri eram acasă la părinții mei și am zis să-mi iau toate trofeele cu mine, știi că acolo deja se le pun la mine în cameră. Așa. Și le împachetam, știi, și mă uitam la Șlagărul anului, la concursuri, la Women Gemini, la Vocea nu știu care, la Steaua Chișinăului, știi, și chiar îmi amintea. Scările trebuie făcute doar la comandă aici, dar de fapt el a zis, dar și am eu cu scările. Am eu cu scările, vale, da, ce zic pe acolo. Da, dar trebuie făcute, merg la vale și e ca domnișoare, domnișoare cu tocuri nu prea. Da, încălțați-vă în chinghete. Exact. Da, interesant. Eu, știi cum, eu mă uitam și mă gândeam, dar ce-ar fi voi, iată așa, Andrei, să veniți și să faceți un spectacol la Chișinău? Eu în genere chiar vorbeam cu Cristi Ruș, nu noi între ei, dar noi să venim să facem toți care, știi cum erau și Cristi, și Acor. Voastră, exact, voi da. Ați, atunci toți odată da, ați da, apărut da, da, și toți buni și toți talentați. Da, da, mie, da. Îți spun, chiar îmi pare rău de situația de acum de muzică ușoară. De păcate, acum e regret, tu ai văzut, ai văzut. Da, eu tot văd că ei se organizează diferite concerte, dar la fel, mai mult cu interpreți veniți. Adică veniți, nu se organizează cum eram noi, Mărțișor, la fel cum zici tu, cu orchestră, da, era da, foarte da. Frumos. Erau înainte multe, multe spectacole și acum dar de pandemia ce? Asta, după pandemie așa după schimbă. Pandemie una la mână, doar rând e foarte costisitor să face la Palatul Național astfel de spectacole, știi? Și, sincer, eu acum știam și mă gândeam, dar aș face eu acum Șlagărul anului? N-am cu cine face Șlagărul anului. Cum să adun eu 24 de piese? Hai, măcar jumătate din ele să fie șlagări de astea care să se audă foarte tare. Eu pare să nici 5 degete nu mi-ajută, nu mi-ajung ca să-mi zic ce fel de șlagări a fost anul ăsta. Care? Da. Cred că 1, 2, 3 și toate ar fi la acord. Știi? Da, da, e și da, mai da. Productiv. Da, 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 da. Da, până am înțeles că nu mai fac videoclipuri cum se făceau înainte. Nu mai, da, 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 da. Așa e, timpurile s-au schimbat și la noi e greu, nu știu cum la voi. Da, păi de asta, complicat. Vezi? E da. Bine că am plecat. Ei, cum să zic? Știi, eu sunt patriot de felul meu și întotdeauna... Nu, eu tot sunt patriote. Moldova mereu va rămâne casă. Nu plecați, casă, rămâneți aici, aici da, trebuie, da, aici trebuie acord. Schimbări. Uite, sunt aici chiar necesite schimbări. Eu acolo sunt și fără noi totul merge bine și frumos. Da, dar că aici da, trebuie da. Schimbate lucrurile, înțelegi? Sunt de acord, da. Da.
Ok, bun. Auzi, Cristi, eu văzându-te pe tine azi, apropo, noi ne-am asortat. Da, ne-am asortat foarte frumos. Nu, la mine n-au fel de albastru, nu, nici ne-am sunat. No. Apropo, eu întotdeauna sun invitații mei, deseori, sun, ultimul timp sunt mai mulți bărbați și nu mai sun. Aha. Dar pe tine ai văzut cum te-am prins de trapul avionului, știi? Da. Și de aceea nu am mai sunat. Mie știi, noi ne-am asortat ca culori, mai mult ca atât, eu ne-am luat tot citocuri, vezi, pantaloni lungi. Da. Să fiu tot așa din altă, știu că tu ești din altă. Da. Să par mai slabă. Tu pari, nu retrăiești, tu ești, nu că pari. Ei, auzi, dar și folos pernit mai slabă decât te-ai dus, înțelegi? Dacă vin în America și noi hrănim vreo două săptămâni. Nu, dar eu am să vin. Dar numai cu văzutul și cu cântatul. Bun. Deci cu asta vin. Și cu călătoria. Tu n-ai fost niciodată, cred că, da? Sau ai fost? Tu ai serios de mine. Eu am avut viză 10 ani și n-am folosit. Fost. N-am folosit-o când am avut timp, nu știu cum am luat cu una cu alta. Și acum mi-am dat seama că eu nu am viză și trebuie să o fac din nou. Dar cred că dacă n-am folosit-o, precis când mi-o deschide. Cred că da, așa? Cred că o să deschide. Da. Nu cum. Mergem, hai, la noi. Apropo, am vrut să zic că vestimentația mea este de la Net. Iată, ia pe mine așa mochit. Mochit, mogătit. Hai la noi, că la noi mai răcoare și mai mult decât la noi este și o băutură. Și mai răcuritoare ca apa, secret. Da. Hai că mai n-a rămas fără Iura. El în Canada vrea să plie și cred că azi rămâie aici pentru totdeauna. Pe faci. Mi-e și cum se clame săracă. Spăriat. Așa. Aici e Cristina. Cum? Așa e că ești mai bine. Bine, răcoriți. Exact. Ha, de-a mai văzut, da, apuci, hai, trece, nici nu mai vorbim mult. Wow, el încă și rece. Hai, să fim sănătoși. Of, hai nu să zice, că ești noroc, așa au zis. Da. Deci, entuziasmul îți urez. Am avut noi invitat pe gost. Și am zis că trebuie de urat, nu sănătate, dar entuziasm. Entuziasm. Da, că atunci le faci pe toate cu entuziasm. Dacă nu entuziasm, degeaba și trebuie. Și e sănătos, nu faci nică, știi? Da. Și sănătos și bei șampanie. Precis. Apropo, spumantul nostru este de la Priori Wine. El este partenerul nostru fidel, deja, cred că de un an de zile, dacă nu știu. Și uite, el vara ne răcurește. Da, știu, eu am mai băut. La propriu, știi? Da. Hai să-l savurăm. Da. Azi noi avem altă veste. Bunișor. Dacă o venit la noi fetiță în studio. Avem roze. Avem roze, da. De obicei, când avem invitați bărbați, avem spumantul brut. Uh-huh. Fetească albă, tot foarte bun. Iată, așa s-au gândit azi pe noi, da. Linte. Bun. Cristina, eu îndrăznesc să întreb dacă ai privit vreo emisiune de-a mea. Sigur că. Da. Da, am privit și cu... Și acolo, da? Da, am timp cu Carisma, am văzut-o anul trecut. Pădrușca. Da. Am privit, dar pare mi-s că erați în alt studio, așa? Noi nu eram în studio, noi eram în salonul partenerului nostru de atunci. Da, unde erau exact. Uși. Erau uși, exact, ai dreptate. Da. Acum noi avem studioul propriu și nu mai, cum zicem așa, nu aveți mai... locușorul vostru și nu mai trebuie să călătoriți. Călătorim. Măcar că noi vară, ziceam și ceva mai devreme, că noi vară am evadat totuși la un complex turistic, nu de parte de Chișinău, minunat, frumos, pe apă. Dar uite că în luna locuptor sunt zile atât de toride că nici acolo nu prea reziști. Am zis că intrăm mai bine în studio o perioadă și pe urmă revenim la mai răcoare. Da. Bine, dacă tu ai privit, atunci cu siguranță știi că noi avem și niște rubrici. Și prima noastră rubrică este una tradițională pentru toți, deci nu doar pentru rubrici am uitat. Ce mi-ai spus? M-am mai urat. Da. Rubrica se numește Eu știu cine sunt, adică timp din un minut trebuie să te prezinți pe tine. Cine este Cristina Croitor? Aha. Ok. Eu sunt o femeie, o mamă, o soție, o interpretă, un om care face ceea ce îi place, pentru că eu mereu am spus că atunci când faci ceea ce îți place, asta nu se cheamă muncă, știi? Asta este o plăcere. Sunt emotivă. Pentru mine este foarte important tot ce este împrejurul meu. Adică pentru mine este important. Sunt o persoană pozitivă și asta vreau să văd în jurul meu. Și de asta cred că și am și așa prieteni, am și așa anturaj. Cam asta. Iubesc, sunt iubită, fac ce-mi place și sper să continui tot așa. Clar. Bravo.
așa foarte pozitiv, da, foarte îndrăzneț, timp de un minut ai spus-o. Acum, vreau să recunosc un lucru. Tu te-ai schimbat mult. Da. Deci cea Cristina pe care o cunoșteam eu acum, câți ani? Vreo 7 ani în urmă? 6-7, da? Da, 6-7. E diferită de cea pe care o văd acum. Eu nu știu de ce, mi-imaginam că tu ești o fire timidă și chiar erai timidă, erai eu așa... Eu și sunt. Puțin vocal, adică nu prea tu interveneai cu discuții undeva, așa întotdeauna, da, zâmbitoare. Pentru că dar... eu și acum sunt așa, eu într-un, într-un cerc unde nu cunosc persoanele, unde pentru mine, eu trebuie să mă obișnuiesc cu cineva și atunci eu încep să... e mai bine tac, ascult și pe urmă văd... Este, are rost să vorbesc, să spun ceva sau nu? Rost. Da, da, eu bine, sunt de fel, și dar sunt eu așa. Asta nu văd doar aici. Nu doar aici. Eu asta o văd chiar și pe postările tale, pe pagina ta. Deci tu ești foarte așa îndrăzneață acolo. Eu, și nu doar, și până la... Fiindcă eu am văzut atâtea activități, am văzut și un interviu de-al tău cu cineva din America, cu un băiat acolo care, nu știu, la un havuz, la un centru. Ah, da. Eu cum nu mai amintesc acum interviu. Da, Sandu. Probabil. Și atunci am menționat... Uite, Cristina e alta. Așa tu ai deja, cum să zic, abilități de astea de întreprinzător, de... Am crescut. Așa, de a face ceva. Tu crezi că te-ai maturizat. Te-ai maturizat. Asta cred că e. M-am maturizat, mama știe cum, deja am prins... Dar nu America te-a făcut așa? Posibil. Dar spune-mi, te rog, hai, dacă tot ai... Aș fi vrut să vorbim așa și despre începuturi, dar vorbim mai încolo. Uh-huh. Tu ai mers în America, da? Iată, ce greutăți tu ai întâmpinat din start? La ce trebuie să fii pregătit atunci când vii? În primul rând, trebuie să te programezi corect, știi? Chiar dacă mergi undeva. Noi am mers pentru că pentru noi a fost ca o aventură, știi? Nu a fost așa că eu merg și o să fie greu sau cumva. Știi? Noi am avut, știam unde mergem, noi avem prieteni acolo și, într-adevăr, poate asta ne-a ajutat foarte mult, știi? Dar nu pot spun că a fost greu, știi? Pentru că eu, de felul meu, sunt o persoană pozitivă, știi? Și pentru mine greu este atunci când, cred că, greu, când ești bolnav. Eu pot spun că atunci este greu, știi? Dar când tu ai mâini, tu ai picioare, tu poți... Nu pot spun că a fost greu, pentru că poate să fi fost convin mulți și nimeresc în societatea deodată americană, da, unde nu sunt moldoveni, unde ei sunt doar singuri, știi? Am înțeles. Atunci posibil avea să fie greu, știi? Dar aici noi am venit și deodată noi am avut... Diaspora. Am avut diaspora, da. Am avut... Soțul meu avea mulți prieteni acolo, știi? Voi stați mai în Chicago. Da. Pe urmă, verișorul meu a venit la... O săptămână diferență de noi, adică noi eram toți eram la un început, știi, noi am venit vreo câteva perechi, care noi eram, și noi mereu aveam, eram unii lângă alții, știi? Da. Vă încurajați unul, da, pe altul, chiar da? Și dacă am mers de aici, cum tu ziceai, că aici erai vedet, aici erai, dar acolo trebuia, deja eu am venit și deja... Mă gândeam, și eu am venit, trebuie să fac ceva, eu am venit, mulți mă cunosc, da, dar mulți nu mă cunosc, eu am venit într-o țară nouă, ar fi trebuit să încep totul de la zero. Exact, apropo, iată, știi, tu într-un interviu tu ai spus că America este cea mai tare țară sau cea mai bună țară de a face muzica, da? Da. Este așa și acum pentru tine. Este, știi cum, poate eu să mă fi născut acolo sau să fi venit la o vârstă fragedă, cum am intrat aici, să făcut conservator, dar să intrat la un colegiu de muzică, avea să fie cu totul altfel, știi? Dar eu am venit deja, în primul rând, eu am venit, era Alex, era micuț, avea 8 luni, eu trebuia să stau cu el, pentru că soțul a mers și a început să lucreze. Și eu vreo 5 luni trebuie să stau cu el mai mult. Pe urmă, deja eu am început a cânta. Și am început câte un pic, știi? Dar nu am mai mers. Să fi fost, poate, să merg la un colegiu, ceea ce am făcut aici, nu am mai văzut sens acolo să fac, știi? Dar pentru muzică, da, eu cred că America, în genere, este în orice domeniu, este cea mai bună țară să te dezvolți, adică... Am înțeles. Bine, și primii ani cum au fost acolo? Deci, adaptarea ta? Te-ai adaptat repede, da? M-am adaptat. Bine, tu mai mult primii ani ai stat și ai crescut copilul, corect? Da. Așa înțeleg eu. Primele, în genere eu și până acum îi cresc, dar primele luni, până când deja eu am început, știi cum, oricum eu cânt, eu și acum cânt, dar asta este în weekend, în sâmbătă, duminică, dar în timpul săptămânii eu sunt pentru ei, adică eu mai fac și ore de vocală, cum da, învăț. Știu, da, știu, asta am vrut să zic, da, mai faci altceva. Da, fac și, dar iarăși încerc să fac asta când ei sunt la grădiniță, la școală, pentru că după asta iau activități, eu trebuie să-i duc, să-i aduc și asta ia un pic de timp, știi?
Dar încerc să combin iarăși. Repetiții fac ziua, da, când ei sunt la școală, la grădiniță, și în weekend de cânt, când la evenimente. Dar ce ți-a lipsit în primii ani? Ce mi-a lipsit în primii ani? Tu m-ai întrebat greutăți. Greutăți a fost, greutăți a fost limba. Da. Știi, vii într-o țară nouă și oricum eu engleza o cunoșteam. Asta vreau să zic. Dar cât de bine tu nu ai cunoaște engleza când vii și când tu auzi cum vorbesc. Ei vorbesc foarte repede. Cum vorbim noi în, spunem, română, moldovenească, da, da? Că ține un român, nu o să te înțeleagă, știi, de exemplu. Da. Noi am început să fac cursuri de engleză acolo. Sunt persoane care fac gratis cursuri de engleză cu tine dacă ai nevoie. Sunt bătrâni care sunt deja la pensie, da? Spunem, și ei fac voluntariat. Și da, și eu avem o doamnă, soțul meu avea altă doamnă, și noi mergeam la bibliotecă și făceam lecții de engleză. Am făcut vreun an, cred că, până când deja nu am mai avut nevoie. Dacă și pentru tine asta a fost o problemă, tu care știai engleză, da, spune, da, eu care problema, ești de cum mă rup. Nu pot spune, da, era un pic, tu nu înțelegi, și mai ales... Dar e adevărat că mulți ai noștri spun că, în principiu, dacă tu ești într-un oraș de ăsta unde e diaspora mare de moldoveni, nici nu prea ai nevoie să știi engleză, te descurci. Păi eu cred că dacă tu ești într-o țară unde se vorbește engleză, tu trebuie să știi. Evident, tu nu poți, evident. Sigur, da, că tu nu ai, dar oricum mergi la un magazin, dar te înțeleg ei, pentru că americanii sunt foarte răbditori, adică tu poți scoți și Google Translate-ul și să-ți scrii și eu să aștept, știi? Aha. Dar cred că... Dar unde, apropo, vă provizionați? Că știu că sunt multe magazine rusești, cum ar fi, da? Pentru sovietici de acolo. Și cred sunt, că... sunt și rusești, sunt și europene, tot ce vrei, franzeluță, covrigei... Și al noștri sunt și franzeluță? Da, da, deci da, tu nu tânjești tot, după tot, produse. Zefir, nu. Pe bucurie ești, pe franzeluță, nu tânjești. Nu, chiar și slănină găsești. Și slănină la ruși sau la ucraineni. Da, la ucraineni, la tot este. Adică tu acum, dacă pleci acasă, și ți-ai luat în bagaj? Spune. Eu mâncare, sigur, dar nici nu poți. În America nici nu poți să duci mâncare. Poți mierea, că mierea nu se compară, știi? Uh-huh. Mierea este gustoasă aici, acolo, oricum se vinde miere, dar nu este ce. Și ți-ai luat miere cu tine? Da, o să-mi iau mierea. Se poate mierea? Da, miere se poate, nuci se poate, alcohol se poate. Așa te-ai uitat lung. Așa te-ai uitat lung, stai liniștit. Vinișor. Tu îți cu alcoolul ăla. Da, dar mâncare nu. Mâncare este interzis să iei cu tine. Da, ok. Deci atunci când voi ați plecat încolo, voi de fapt la ce v-ați gândit? Faceți o transformare așa radicală? Sau asta a fost... Tot ai spus, aventură, da? Da, da. Soțul meu avea prietenul cel mai bun, era acolo. Și el mereu vorbea cu el. Și asta a fost, de fapt, cred că din partea lui mai mult. Aha. Din partea lui mai mult a fost că vrea să meargă, dar din partea mea a fost că, uite, eu am spus că dacă mergem, eu acolo nu vreau să, că noi am mers cu viză turistică. Exact. Da, eu am spus că eu nu vreau să rămân acolo și cum sunt mulți, foarte mulți împlecați care nu pot veni acasă cu ani, da? Și aici era cu mătru meu Buriscovăl, care el era deja de câțiva ani în America. Așa. Și foarte ușor a primit green card, da. Și el de mult venea și îmi spunea, uite cum mătru, hai vină. Și el a făcut pentru programă și a făcut documentele și... Eu am mers și asta a fost, adică eu am spus că dacă eu merg pur și simplu, noi să încercăm acolo să depunem, eu nu, la ceva, cum au făcut prietenii noștri nici până acum nu au, din păcate, documente, știi? Dar voi cum ați făcut? Nu se pot întoarce. America are foarte multe programe prin care poți să rămâi acolo. Una dintre care ar fi programa, se numește Extraordinary Ability, persoanele care au abilități extraordinare. Așa. Da. Ce țin de mine, eu sunt vocalistă. Și asta se consideră abilitate. Da, tu vii în America, ți-ți place, tu ai fi vrut să te dezvolți, da, în țara ta te-ai dezvoltat, cum spui tu, ai cântat peste tot la concursuri, la asta și vrei, ai fi vrut mai departe, dar nu ai unde. Și ai venit în America, America poate să ofere această șansă. Exact. Da, și depui acest dosar, documente, ei văd, depui diplome, tot ce, adică sunt foarte multe documente care ei trebuie. Și nu numai la concursuri, adică tu trebuie să arăți că tu ești bun în domeniul tău, nu numai decât să fii interpret, poți să fii și make-up artist, poți să fii și orice, cred că și medic, nu știu, dar trebuie să arăți că ești bun în ceea ce faci. Adică voi n-ați plecat pe green card. Nu. Voi ați plecat, iată, cu așa condiții, da, cum ar fi. Da, și ai primit între timp? Am primit foarte repejor și
Și carisma, am înțeles că tot acolo a depus, da, tot da, așa, dar da, la ea e da, mai greu. Nu știu, da, la ea vezi că a venit un pic și mai târziu. El de an, de an se complică, se complică, se complică, se complică, știi? N-am întrebat-o pe carisma, mai primit sau nu? Sau încă tot? Da, încă e în proces. Adică încă acolo, proces. Da, acolo procesul poate să lungească, nici nu, nu știi câți da, ani, dar știi? Îți oferă posibilitatea să te întorci, să, posibilitatea vii, să vii, nu așa cum foarte mulți da, stau acolo, da, pur și da, simplu blocați da, și nu poți da, să-și vadă da, nici părinții, nici țara. Da, noi în primul an am venit, noi am plecat, noi încă nu aveam green card, dar noi aveam deja documentul acesta care îți permite să muncești uh-huh, și să călătorești. Și noi am venit pentru că noi am fost nași și noi am plecat în 2017, în martie și în mai am venit înapoi, în 2018. Adică peste două luni, că erați nași. Peste un an. Da, aha, peste un înțeles, an s-ar primi, da. Clar. Și asta, da, asta a fost și condiția, pentru că să pleci și să nu știi să te poți întoarce sau nu, știi cum este. Bun, Cristina, hai spune, dar cum ți-a reușit totuși acolo în America să te ții mai departe de muzică? Deci cum? Ce ai făcut tu? Fiindcă tu ai continuat să cânți. Ce ai făcut? Ai mers pe la restaurante, ai întrebat dacă nu aveți nevoie de solistă sau ai căutat formații sau ce ai făcut? Ai mers prin studiouri? Cum? Cum? Am căutat restaurante, cum îmi spui tu, am întrebat care restaurante sunt mai bune, mai restaurante cu în care vin europenii. Asta uh-huh, eu am vrut, nu americane, dar am vrut unde vin ai noștri, unde vin ucraineni, unde vin lituanieni, sunt o mulțime am de europeni, da. Și am găsit, da, mi-a spus un restaurant foarte bun. Am găsit stăpâna, i-am scris, ei m-a invitat, am vorbit, am cântat o piesă și sâmbătă deja am venit la restaurant să cânt, da. Dar cântai cum? Cu negativul cover-uri, da? Da, eram patru. Noi eram patru interpreți. Acolo restaurantul este mare. Așa. Da, și nu eram doar eu. Noi suntem patru. Și atunci... Toți patru lucrează într-o seară? Da, da. Fiecare câte un program? Nu, așa, fiecare... Nu? Cum, noi eram patru, unul în piesă, 40 de minute lucrez, 20 de minute faci da, pauză. Da. Acolo la restaurante nu este ca la noi. Este ce m-a frapat, m-a impresionat când am venit. La noi, de exemplu, dacă faci un tocumătrie, ea închirie tot restaurantul, îți chem interpreți, îți chem informații, da? Acolo este și așa variantă, dar este foarte și foarte scumpă. De exemplu, restaurantul unde eu am activat are sala de 300 de persoane. Așa. Într-o seară trebuie să fie și 20 de evenimente. Deci, la o masă este o nuntă, la o masă este zi de naștere, la o masă este cumetrie, adică fiecare își avea evenimentul am său, înțeles, știi? 10-20 de oameni, 30, iarăși. Și cumva fiecare venea, noi cântam, aveam salariu, dar și mai veneau și cereau piese, da, hai pune pentru masa noastră piesa asta, da, și dar contrabacșiș. Sigur, aha, sigur că da, înțeles, da, da. Deci acolo de fapt se lucra cum se lucra la noi pe timpuri. Eu am cântat în restaurant foarte mulți ani de zile. Cred și știu că, da, cum asta se făcea exact. Da. 40 da, minute lucram, 20 ne odihneam și cine vroia, noi cântam, făceam atmosferă cu da, formația și dacă dorea cineva să audă vreo piesă, vinea și punea banul și da, da, da. Ca așa lucram. Și da, acolo a rămas. Vezi, la noi asta nu se mai practică apropo, știi? Nu? Nu. Deja data. Și păcat, fiindcă asta era și un venit de da, 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 adăugător, mai ales că la noi patronii nici noi nici salarii nu aveam, fiindcă mm-hmm, bacșișul era, pentru că era destul de bun, da, și da, da, îți oferea posibilitatea să lucrezi fără salariu. Da. Și asta a fost scopul meu, să vin, să încep a lucra la restaurant, unde să vină ai noștri, să vină să mă vadă și deja pe urmă să înceapă evenimentele mele personale, știi? Pentru că cum eu avea altfel să... Adică tot, dar ai noștri oricum țineau să facă evenimentele personale, nu da, așa cu toți sigur, mulți, da, sigur că da. Moldovanul din noi nu scoți. Da, da, da. Și uite așa a început să mă invite în Vegas, în Seattle, adică nu doar în Chicago, am știi? Înțeles, da. Oricum în Chicago sunt mai mulți moldoveni și sunt mult mai multe evenimente decât peste tot în America, știi? Dar, da, așa am început și uite că deja acum am hotărât să mai fac ceva pe lângă, deja să nu mai cânt singură, știi? Da. Dar să cânt și cu un band, pentru că eu tare de mult m-am gândit, tare mult mi-am dorit asta, să cânt live, doar că
noi avem muzicanți foarte buni acolo, moldoveni, cu care tot cânt la evenimente. Așa. Ei cânt muzică populară. Este și Pietru Paladi, fratele lui Ion. Este Sandu Sârbu, prezentator. Noi foarte des cântăm împreună și cu muzicieni, care sunt de mulți ani stabiliți în Statele Unite. Doar că ei sunt, unul este în Vegas, unul este în Seattle, sunt foarte departe și se strâng doar când avem un eveniment. Da? Da, da. Noi sunăm și noi ne strângem. Și nu este o posibilitate, de exemplu, da, cum am eu acum cu băieții pe care am din Chicago, să merg ziua la repetiție, să fac programul care am nevoie eu, știi? Dar stai un pic, voi unde faceți repetițiile? Tu, de fapt, tu ești cea care îi plătești pe ei, le dai salariu sau voi repetați și pentru evenimente private? Da, da, noi repetăm. Vezi că eu abia am format, așa. Am făcut prezentarea la noastră oficială, da? Și am venit aici, nu am mai reușit. Aha, nu am mai reușit nimic, da. Și deja urmează să merg să și facem unde faceți repetițiile? În Chicago este așa, noi aici nu avem așa ceva, dar este o, de fapt sunt mai multe ca un bloc cu multe etaje. Și toate aceste etaje au camere și fiecare cameră are, este ca un studio. Am înțeles. Și oricine, orice band poate să vină și să repete. Adică tu achiți rentul, $5 de persoană, pare mi se, de acolo este tot. Adică ei nu trebuie să vină cu chitară, nu trebuie să vină cu toba, wow. Nu trebuie să vină cu microfon. Wow. Acolo este tot, microfon. Și pentru 5 euro pe tot. 5 dolari, de exemplu, dacă noi suntem 5, 25 dolari, 9-3 ore, $70, da, știi, de exemplu, da, dar asta e foarte ieftin, știi? Minunat. Și tu când vii, tu vezi un band acolo, e foarte interesant, știi, dar fapt că tu nu trebuie să cauți locație, exact. Vine, pune, toate... Eu când aveam urmația care cântam la restaurant, noi repetam acasă la un băiat care avea casă la curte, da. Și la el în curte, iarna intram în casă și la el repetam acolo, țineam toate ustensilele. Da, acolo este acustic, tot e făcut special pentru un sunet bun, tot este acoperit, tot este perfect, este gândit. Atunci, ceea ce este bine în America este totul gândit, știi, pentru oameni. Da, clar. Da, este cum să faci muzică în America? Ia spune-mi, te rog. E scump, sigur că e scump. În America, în primul rând, ca să faci muzică, trebuie să ai un producător, știi? Da. Acolo fiecare își răspunde de lucrul său. Tu nu poți cum aici noi singuri, da, singur te-ai dus, singur ți-a dus flash-ul, singur ți-a... Dar tu știi că și la noi deja asta se termină, tot mai greu și mai greu să o faci pe cont propriu, de unul singur. Da, așa e generația mea și tu exact așa ai apucat, tu nu ai avut producător, așa? Nu. N-ai reușit. Dar acum, da, deja cred că și la noi, dar iarăși și la noi. La noi acum e... jale mare, știi? Da, sunt da. Doi producători și se vede, atunci când ești producător, se vede rezultatul. Eu iarăși, eu de foarte des ori vorbesc pe acord. Uite, este acordul care, în pofida faptului că a fost pandemie, că sunt timpuri grele, și apropo, iau 4-5 evenimente pe seară, exact, sunt foarte solicitați. Asta am vrut zic, ei sunt pe val și eu cred că în mare parte asta datorează faptului că iau un producător de mulți, mulți ani, Iuri Bădicu, salutare, Iura. Văzmite mine! Iura e taie, bravo. Eu cred că la el mulți artiști s-au adresat, Iura, știi? Băieții au avut noroc de el, clar că indiscutabil, băieții sunt cei care generează și melodiile și textele și vocele, dar mie îmi place ceea ce se produce. Uite, încă o dată se demonstrează că să ai un producător e doar un folos sigur tău. Că mai bine te împarți, dar în schimb ai de lucru. Exact. Atunci când este o echipă, atunci totul este cumva aranjat și totul este mult mai ușor. Da, și tu acolo e greu de găsit. Nu, eu am deja băiatul ăsta care este la clape la noi în band acum. Așa. De fapt, el m-a ajutat, el este producător, el este muzician, el este de foarte mulți ani în America, el are studio. La fel am făcut cunoștință cu el la restaurant, pentru că el venea la sunet. El este din Ucraina, el a cântat mulți ani în band la Ani Lorac. Așa. Da, și iată, el m-a ajutat să-mi găsesc tot bandul, pentru că el cunoaște toți muzicienii din Chicago, pentru că el lucrează cu americani. Și uite că cu el acum am început să facem piese, vrem să facem și piesele noastre, să le trimitem la diferite studiouri, știi, să încercăm, de ce nu? Pentru că, da, el mă ajută și am zis că de ce să nu încercăm, știi? Hai. Vreau să fac și cover-uri, adică am început deja să fac cover, știi cum faci cover, faci un video și îl pui pe YouTube, știi? Da, da, da.
Ei, dar totuși da. Nu doar cover-uri, bine, pornești cu asta, dar cover-uri, urmă... da, dar și piesele. Fiindcă tu ești interpreta care ai și propriile piese și care au fost cunoscute, deci lumea le ține minte. Da, am spus că știi cum, dacă nu acum, atunci când, știi? Exact. Și mai ales că fac ceea ce îmi place și... Da, și încă mai e timp, încă... Da. Nu te întreb câți ani ai, dar îmi imaginez că încă totul e în față. Mai aveam, da. Exact. Bun, hai atunci să vorbim despre începuturile tale. Deci tu ai făcut canto și profesoara ta de canto a fost chiar mămica ta. Profesoara mea de canto? Sau de muzică? Profesoara mea de... Nu, mămica a fost profesora mea de clasele primare. Ea a fost profesora de clasele primare, dar eu credeam că și de muzică. Ea mereu a fost cea care a vrut că eu să cânt, că eu să... Dar nu, ea a fost din clasa 1 până la 4, da, ea a fost profesoara mea. Da? Și e cum să fii copil de profesor? Știi cum ți-ai spus că eu, tu mă știi mai timidă? Păi să știi că eu de micuță nu eram deloc timidă. Eu eram foarte, cum este de fapt băiatul meu cel mai mic. Zuli! Da, foarte. Și eu eram în clasă la mama și... Cine vrea, știi cum înainte, șefa clasei, cine da. Răspunzător pe flori, răspunzător. Și eu, mama, mama mă lua, mă apuca, avea o cameruță micuță, eu nu-s mama. Mă ducea acolo și mă punea la punct, vreo oră poate eram cu minte, știi, da, și pe urmă iarăși, eu. Și fetele care am ajuns până în clasa 12 împreună, ele mi-au dat, ține minte când mama te lua în cladovcă, ele s-a neată la cladovcă, știi, punea la punct, da, eram foarte... cred că, nu știu, este bine, cred că, pentru că ea avea grijă ca eu să învăț bine. Dar, de fapt, eu am fost un copil care a învățat bine, știi? Rețineam foarte repede temele. Adică, nu, pentru că eu aveam foarte multe activități. Eu mergeam la școală, după școală eu aveam școală muzicală, făceam chitară, pe urmă mergeam la Dom Cultură, la noi schema și noi cântam, ne pregăteam de diferite evenimente, diferite concerte și eu seara ajungeam acasă pe la 6-7 seara și nu mai reușeam, practic, mult să-mi fac lecțiile, citeam o dată, două ori și a doua zi iară la școală. Știi, cumva am avut foarte ocupat. Eu să înțeleg că voi acolo ați avut o școală bună, așa, de muzică, de vocal, în Dubăsari, fiindcă... Da, noi aveam la școala muzicală, deja făceam chitară, dar la casă de cultură, da, aveam profesoară care, cum să-ți spun, bună. Noi învățam piese, dar ea nu ne arăta să cântăm, cum corect să cânți, cum corect să-ți ai respirația. Când am venit la Academia de Muzică, atunci doamna Larisa Șulga, profesoara mea de canto, Dumnezeu să o ierte, ea atunci mi-a arătat și mi-a spus că da, tu ai făcut vocal, dar tu... Nu știu cum corect să... Cine? Ionel Estrate, tot e din Dubăsari, da? Cu, împreună acolo? El e din raionul Dubăsari, nu mai țin minte, el e dintr-un sat, dar nu e din... Nu-i bine, din... dar tot știu că tot pe la concursuri, el mereu era din raionul Dubăsari, dar la muzicală, cred că el făcea acolo la el în... Iată, nu știu, băieții ăștia din Doredos, eu știu că e tot din Transnistria, dar îmi pare că nu din Dubăsari, pare mi se din Râbnița. Pare mi se din Râbnița, da. Știu că se face școală bună acolo, îmi amintesc când învățam la... Nu, se face foarte bună, chiar și la chitară. Eu mergeam la concursuri, la Tiraspol cu chitară, noi mergeam în ansamblu, câte trei chitări cântam. Eu singură cântam și eu mereu era examen. Și eu la examen eram cam hâtră să nu învăț trei piese. O piesă o cântam cu chitară și cu vocea, știi? Așa. Pentru că este mai greu să înveți o piesă clasică decât să iai trei acorduri și să cânti cu vocea. Și mereu spuneau profesorii și da, конечно, давай. Și toți le plăcea și că băteau din palme. Adică eu mereu făceam două piese, le cântam așa clasic și o piesă o cântam eu cu vocea. Da, eu țin minte că eram studentă la Academie de Muzică deja și eu făcusem Neaga și mi-amintesc foarte bine cei care veneau cu școala muzicală de la Tiraspol. Erau foarte puternici, deci aveau o școală de teorie foarte bună. Dar chiar în genere, te-ai făcut conservator, nu? Da. Profesorii noștri de Țărcunova, doamna Tatiana Brezovicova, care au făcut în Moscova au făcut... Tu ai de vocalul de stradă? Nu, ei aveau
Mă din solfegiu, istoria muzicii. Ah, istoria muzicii, istoria muzicii, da, da, da. Cât de deștepți ei era, adică exact. Cât tu ești altă generație, la mine alții au fost încă și mai înainte. Da, da, încă da, da. Și mai înainte. Dar ei toți cumva atunci făceau la Moscova, învățau, făceau muzică și erau în genere, și erau atât de buni, chiar aveam și o profesoară de filosofie, tot era în limbă. Și atât, eu țin minte, atât de frumos, ea la mine se asociază cu un american, știi cum e, că de obicei profesorii noștri nu sunt așa, știi cum ei sunt cumva mai, mai stricți, da. Dar ea atât de frumos povestea, atât de cu suflet, știi, așa de dragă mi-era, adică eu de academie, de conservator, eu cu plăcere mergeam la lecții mei, chiar îmi plăcea să merg și să ascult, știi ce... Nu mă punea nimeni să cum era la școala muzicală sau cum era la școală, da, știi? Da. Dar tu ce profesoară ești, fiindcă tu ziceai că cum ești mai nou și profesoară de canto? Eu mami mereu am spus că mama mea doar toate profesoară. Dar, da. Nu, că nu o să fiu, eu nu. Și eu spus niciodată să spun niciodată. Da, dar vezi că eu cumva, mulți mai mulți ar fi vrut să vină la mine, dar eu nu pot. Eu am un timp limitat, știi? Și eu, poate cu ani, când o să, hai, o să îmbătrânesc, da? Când, acum eu cumva vreau să am mai mult timp pentru mine, pentru copii, știi? Dar am niște fete, care tot nu pot să nu le iau. Ele sunt talentate, ele sunt micuțe și eu văd în ele, știi, cum eu le învăț. Am înțeles. Și ele mănâncă tot din, ele vor, știi, să da, învețe. Dar de ce tu faci, profesezi, adică, de ce tu ești profesoară? Din plăcere sau fiindcă asta e totuși un venit bun acolo? Venit, nu din venit. Din venit? Pentru că asta nu se plătește bine acolo. Se plătește bine. Cât se e ora de canto acolo? Dacă la mine ora de canto este 100 de dolari. 100 de dolari ora? Ora. Și 45 de minute. Și copilul acela vine o dată în săptămână sau două? Depinde, da, depinde. De obicei o dată. Deci părintele, el practic vreo 400-500 de dolari pe lună trebuie să le scoate pentru copilul lui pentru că face canto. Da. Vezi? Prețul e plui de fier la noi, mult sigur mai puțin, da, evident, o lecție de canto. Da, dar oricum, știi cum tu, ca să faci, tu trebuie să ai mulți studenți, ca să-ți străiești doar din asta, știi, tu nu poți. Adică, în America, 100 dolari, cam... Da, iarăși, depinde cât să iei. Adică, dar nu de asta înțeles. Fac pentru că ele într-adevăr vor și mie îmi place cu ele să fac și eu știu că eu pot să le dau, pot să le învăț și eu văd că ele vor. Știi? Și cine sunt copiii ăștia? Copiii moldoveni. Da, copiii moldoveni. Da. Și avem copii și talentați, ascult, da? Da, avem copii talentați și avem copii foarte mulți talentați, da, și eu știu că mai mulți vor, dar nu... Chiar nu pot, pentru că ei învață, toți copiii învață, știi? Și ei se eliberează la 3 jumate, la fel ca și ai mei, știi? Și eu nu pot. Pentru mine ar fi bine să iau de dimineață, știi? Dar cumva avem timp limitat. Dar în weekend, eu cumva sâmbetele și duminicile le las pentru familie mai mult, știi? De seara am iarăși evenimente. Și cumva... Dar încerc să... Da, și asta o faci doar tu sau faci și Boris Kovel și Carisma? Nu, Boris Kovel nu, Carisma tot nu, pentru că ea mai activează, Carisma mai are și pe Santu, încă micuț, știi, încă lângă micuț. Ea. Da, dar când ai un copil, la mine Artur deja este mai mare și eu mă strădui să fac orele când el este la grădiniță, pentru că când el vine, nu pot, știi, nu pot să... El vine, mama, îmbla, leargă, nu pot, nu poți să te concentrezi. Da. Interesant. Eu, știi de ce? Eu sunt chiar curioasă. Mie mi-e interesant cum un muzician poate trăi în Statele Unite. Adică cum să... Nu că cum poate trăi. El poate să facă orice, dar cum să nu renunțe la sine, știi? Să nu renunțe la muzică și să trăiască și în continuare să facă muzică și să trăiască decent. Eu pot să-mi permit asta pentru că eu am un soț care lucrează și care pot spun că ne... Vă întreține? Adică ar fi lucrat eu sau nu ar fi lucrat, el oricum ne întreține, știi? Da, acoperă cheltuielile. Și eu pot să mă alint, da? Să nu am evenimente, să am evenimente, să fac un band, să cheltui timpul, să merg la... Adică, dar interpreți, adică muzicienii, da? Care a noștri moldoveni care chiar cântă la instrumente, ei practic toți lucrează în alt domeniu. Ei doar se strâng de când au evenimente sâmbătă sau vineri sau sâmbătă, nunți, da? Cum doar atunci. Doar unul sau doi, pare mi se că lucrează într-adevăr doar
cred că asta deja e mai mult plăcere. Predă, la lucrează la școală sau la universitate, nu mai țin minte. Pe urmă cântă, nu știu unde chiar cântă. Foarte frumos. Da, el și-a putut organiza așa, ca să se întrețină și să întrețină familia din muzică. Din muzică. Uh-huh. Dar, pur și simplu, sunt joburi care faci mult mai mulți bani decât muzică, știi, pentru bărbați. Asta e și aleg, știi, cumva să vină din plăcere la eveniment să cânte sâmbătă, vineri. Să nu-și pierdă formă. Da, exact. Da, asta îi spun, știi cum e... Da, interesant. Da, asta îi spun când vii, când, de exemplu, eu copiii mei, da, o să-i dau, dacă eu, de exemplu, ar fi vrut să fii muzicieni, da, i-am dat la colegiu, cumva noi întreținem, suntem părinți, știi, pe urmă ei deja încep să-și fac pâinea, știi? Uh-huh. Dar când vii deodată, știi, trebuie să... nu știu dacă poți să te întreții doar de muzică deodată, știi? Clar. Asta e. Bun. Deci, așa, concluzionăm că muzica este domeniul care, de fapt, poate fi profesat oriunde. Deci, sigur că da. Iar și iarăși trebuie să cunoști limba ca să mergi la universitate să predai vocalul sau undeva. Și să ai școală de muzică. Sigur că, da, să ai școală de muzică. Dar eu cred că cu școala de aici la fel poți. Pentru că muzica nu este așa, că tu nu ai diplomă. Adică, știi cum, mai mult se uită la abilitățile tale decât la diploma pe care tu o ai. Nu, eu zic că școala de muzică nu de acolo, da, în general. Da, da, deci școala de muzică. Deci studii muzicale ca să te descurci, că altfel e complicat, e greu. Da. Bun, dar uite, trecem la o alt fel de întrebare. Eu, așa, uitându-mă la tine, că eu nu pot lua ochii la tine, că ești tare frumoasă, știi? Iată, spune-mi, te rog, tu, ca femeie frumoasă, tu crezi că ăsta este un atu pentru tine? Deci, faptul că tu arăți așa, te ajutat să-ți faci carieră? Sau poate uneori te-ai împiedicat? Sigur că da, mai ales pentru că noi suntem interpreți și tu ești în viziune mereu, știi? Dar pot să spun că dacă tu ești talentat, sunt foarte multe, dacă ești talentat și... cred că oricum talentul câștigă, știi? Adică la tine o coincis aici, știi? Și talentul... și frumusețea și tot. Dumnezeu strat cu de toate. Te-am zetrat cu toate, dar eu, așa, uitându-mă la tine, de așa ca femeie dintr-o parte, eu văd că tu ai grijă de tine și asta se vede foarte clar. Sigur că da, deja încercăm cu anii, trebuie să avem grijă. Cu anii. Care ani? Dar cum? Nu, eu sincer, eu la cosmetolog, eu am început, hai că curățirea feții, dar am început să umblu de vreo 2-3 ani, eu nu aveam treabă. Dar la mine mama în genere, la mine mama arată foarte bine, dar ea în genere niciodată. I-a spus că mă, ești natural, e tot natural. Ea la mine este... Bravo, mama! Da. Mama e mălădeață. Eu tot iau exemplu de la mama, dar mă îmblă la cosmetolog, știi? Da. Deci, mămica ta e bravo. Eu vreau să spun că ea este bravo, că are grijă de ea, că face măști. Și tu vezi că vrei, nu vrei, început acum de 2-3 ani să faci și tu și asta tot e minunat. Important, știi cum, să te menții și să te ajuți singur pe tine să arăți frumoasă până la dânci bătrâneț. Iată, aici noi facem așa o mică pauză, dar știi de ce? Din cauza că vreau să-ți fac și un cadou. Mi-e plac. Cum zice Arthur, mie mi pați cadou. Mi pați. De la nume Smet, deci sunt produse din grijirea pielii, producătoră în Germania, deci îți dai seama, deja trebuie deja, să fie niște produse calitative. Ele sunt considerate unele foarte și foarte bune. Apropo, ele conțin uree, da? Ceea ce hidratează foarte bine pielea. Mai ales acum pe perioada de vară, când s-a astfel de călduri, este minunat. Mai mult ca atât, conține și acid hialuronic în formă lichidă, deci... eu nu știu dacă tu ai nevoie de acid hialuronic, dar ceva, lasă-mi-l mie, bun? Azi mă uit! Gata, eu aglumesc, dacă ceva îmi dai lui mama, ție nu-ți trebuie. Mama, nu. Aici sunt multe produse și astea sunt toate pentru tine. Mersi foarte mult, mulțumesc. Mersi, ți le pun aici înapoi. Eu o să le folosesc cu plăcere. Neapărat. Mulțumesc. Așa? Ține, draga mea. Mulțumesc. Așa,
Cristina, tu dacă nu ești împotrivă, hai să vorbim un pic despre viața ta personală. La tine totul e bine, așa că eu nu cred că tine asta cumva poate să te afecteze. Da. Că avem invitați care nu-și doresc să vorbească despre viața personală și noi de aia nici nu ne implicăm. Dar în cazul tău, eu chiar vreau să cunosc, tu atât de repede ai plecat, așa repede ai făcut, nu, așa de repede ai plecat. Spune-mi, te rog, cum ți-ai cunoscut tu jumătatea? Deci este moldovean de-a nostru. Cine e el? Este cel mai bun. Dintr-un sat cu tatăl meu, apropo, din Băcioi. Tatăl lui a învățat cu sora tatălui într-o clasă. Adică cumva totul este, Cum v-ați găsit voi? Noi ne cunoșteam, de fapt el este cel mai bun prieten cu verișorul meu. Și noi cumva, de când am venit eu la Chișinău, la 18 ani, cumva am făcut cunoștință prin verișorul meu, dar... Atunci a încercat el să mă invite la o cafea și eu l-am refuzat și s-a supărat și gata. Așa ne vedeam, și peste 9 ani... Dar tu ce l-ai refuzat? Nu ți-a plăcut inițial? Nu mi-a plăcut. Nu a fost așa deodată? Da. Adică nu întotdeauna trebuie să-i gnească din prima, da? Asta așa e un sfat pentru băieți, mai îndrăzniți. Din prima se întâmplă că fetele nu întotdeauna... Dar și eu abia venisem, eu eram... Cumva, știi, nu m-a interesat mine. Și cumva am zis că nu știu, dar ne vedeam. Adică el avea viața lui, eu aveam viața mea, noi ne vedeam când verișorul meu era plecat, mai venea, ne vedeam. Și cumva peste 9 ani, 9 ani au trecut. Peste 9 ani, la câți ani v-ați văzut? La 10? La 18, când am venit eu la Chișinău. 18 ani și la 27, la 26, haide, peste 8 ani, noi la 27, eu la 27 am făcut nunta. Iată, 27, da. 9 ani. Da, noi ne-am întâlnit foarte puțin și el mi-a făcut propunerea, adică au fost câteva luni, niciun an nu a fost. El te-a așteptat și tu l-ai așteptat. Da, cred că. Și pe urmă am început să comunicăm mai des, știi? Am vrut să zic că atunci când peste 9 ani tu deja erai Cristina Croitoru, interpretă cunoscută, da? Da, dar el mereu se uita la concerte, mereu, adică și la evenimente chiar venea. Dar cumva el era cu verișorul meu și noi ne cunoșteam, eu aveam viața mea, el avea viața lui și cumva niciodată m-ar fi gândit, știi? Deși eu țin minte că mătușa mea mereu îi spunea lui mama că uite, că e, cred că îi spunea verișorul meu că îi place de Cristina și spunea, uite, el așa e un băiat de bun, el așa e dintr-o familie de bună, el... Și mama mereu îi spunea, mamă, despre cine tu vorbești? Cristina, cu adevărat e bun. Da, cu adevărat e bun, cu adevărat... Și ca soț, și ca tătic. Și ca soț, și ca tătic, în genere, da. Eu cred că mai bun tătic pentru copiii mei, care, știi cum, de obicei tații, știi cum, nu prea au timp, nu, dar el chiar își dedică tot timpul pe care îl are, știi? Și e răbdător, asta este. Eu sunt un pic mai aprinsă, știi? A fost ușor sau greu lângă o artistă, dar tu zici că e răbdător. E răbdător și cumva, cum zici tu, eu deja eram interpretă, știi? Și chiar acum când merg la evenimente, mulți se întreabă, dar nu te gelozează sau ceva? Dar nu are, pentru ce? Pentru că pentru mine gelozia este foarte... destructivă, da. Eu nu suport. Pentru că eu știu cine sunt eu știu cum sunt eu și eu știu ce... E vorba de încredere. Da, e vorba de încredere. Și dacă tu nu ai încredere, cred că nu mai are rost să fii cu acea persoană, știi? Și el mereu, poate el cumva și celozat, dar niciodată nu mi-a arătat, adică mereu a avut încredere în mine și la fel eu în el, știi? Cred că asta și într-adevăr, el este mai liniștit, eu sunt mai aprinsă, el este mai așa, mai liniștit, da. Și el este mai liniștit. Era cușor, da? Da, el era cușor. De aia. Da, și familist de aia. Da, e familist, totul este bine. Minunat, minunat. Bine, dar totuși adaptarea voastră ca cuplu în America, da? Cum a fost? Și la voi, eu îmi dau seama că la voi a fost tot bine. Păi poate spuneți care e secretul și pentru alții, fiindcă eu am mai auzit istorie de astea că au ajuns, nu neapărat în America, în orice țară, plecat peste hotare și n-au putut rezista la toate provocările și încercările. Știi, uite aici, bine mersi, acolo s-au dus și din păcate... Dar acum, în genere, foarte mult aud că s-au căsătorit peste câteva zile, câteva luni, câteva săptămâni, au divorțat, știi?
Pentru că cum înainte, de ce înainte erau mai cupsurile mai trainice, știi, nu era tot perfect, dar oamenii încercau, știi cum spun, este foarte ușor să îi spui hai, la revedere, am plecat, știi, dar este mai greu să încerci, să treci, să, nu știu, să treci peste ceva, să fii mai răbdător, știi, să te înțelegi. De fapt, nu știu, cred că într-un cuplu unde măcar unul este care cedează, atunci este mai bine. Dar sunt cupluri unde amândoi sunt aprinși și acolo nu poți să... Și la voi cine cedează? La noi, noi soțul mai mult cedează. De-aia te-am întrebat. Da. El este mai liniștit, mai... Nu că hai că cedez și eu, dar... El este cel care mai des se apropie și se împace, de exemplu, dacă este vreo ceartă, știi? Da, eu cumva pot spun că eu sunt un pic mai mândră, hai să spunem. Ceea ce eu tot foarte mult m-am schimbat cu el, foarte mult, pentru că înainte, în genere, eram diferită. Dar, știi cum, încercăm să cedem, mai ales când sunt copii și noi nu am avut niciodată bună. Noi amândoi cumva am fost cu ei. Când el era, când eu cântam, adică rămânea el. Adică era foarte implicat și da, în educația și nu am avut copiilor. Bună pentru că nu am vrut să o luăm, dar pentru că ei nu, de micuți, în general și Alexandru, el nu are încredere în bună, el este că... Să nu-i fac ceva la copilul ăsta, știi cumva, da. Știi cum, când tu cu a tău și el face vreo poznă, tu strigi la el și da, când este un om străin, știi cum. Și a noștri, în genere, nu prea vreau să rămână cu nimeni. Erau, acum deja sunt mari și pot să-i mai lăs. Noi avem foarte mulți prieteni, dacă avem nevoie, știi, chiar și o bună, deja pot să ia, pentru că ei sunt mari și vorbesc și eu să-mi spună ce s-a întâmplat și cum, știi. Și cumva era el, era, adică el pleca undeva, eu stăteam, eu trebuia să plec, el stătea, știi, cumva ne rânduiam. Și cred că poate și asta a fost, ne-a unit, cum să spun, mai am mult, înțeles, știi? Da. Pentru că noi cumva am fost unii pentru alții. Dar hai să știi? Vorbim despre copii tăi, despre băieții tăi, da? De cel mai mare are cât? 6. De în curând o să aibă 7. Da. Și Iulie, cel mai mic? 3. 3. 3, da. Să-ți trăiască, să-ți fii sănătoși. La o surioară nu v-ați gândit? Nu. Nu, la noi ăsta mic, am zis că el e pentru șpață și mami. Băiat. Da, el e băiatul mamei. El e băiat, da, dar el și pentru fetiță și pentru băiat. El... Da. Dar tu cum crezi? Bine, tu aviezi la copiii tăi ceva abilități, nu știu, muzicale, auzi? La Arthur, da, la ăsta mai mic. La ăsta mai mic? Ăsta mai mic, da. El mereu cântă, el ascultă muzică și cântă, dansează și... Și cum tu crezi, își vor dori ei, iată, fiind acolo în America, să-ți urmeze calea? Știind că nu e simplu deloc. Totuși noi rămânem acolo străini. De fapt, în America toți sunt străini. Acolo nu știu cine e american GDG, da? Dacă așa s-o iei. În America, în general, da. Toți e țara emigranților. Da. Da. Dar tu ți-ai dorit pentru el carieră de artist în America? Eu nu știu, nu, eu mi-aș dori tot ce să vrea el, adică dacă el o să vrea chiar și un DJ, dacă o să vrea să fie, adică da, eu da, o să-l țin, știi, pentru că eu într-adevăr știu, că, dar să vrea, știi, să vrea și într-adevăr să fie în acest domeniu, adică să ardă, știi, să lucreze din plăcere, să facă ceea ce vrea, sigur că da, de ce nu. Știi cum noi nu te gândești uneori că dacă erai tu la vârsta lui, venit în America? Da, de multe ori m-am gândit. Așa e. Mi-i spuneam mamă, de ce nu m-am dus? Nu, n-ai plecat. De ce nu m-ați dus voi? Dar sigur că tu... americanii sunt altfel, mai ales și dacă tu crești, tu ai în general altă mentalitate, știi cum chiar și copiii noștri deja nu vor mai fi ca noi. Nu vor mai fi ca noi. Acolo sunt mai deschiși, acolo știi cum din clasa întâi, ei nu sunt cum am fost noi din clasa 1 până în clasa 9, în aceeași clasă, cu aceiași colegi de clasă. Nu în fiecare an pe ei schimbă. Adică tu în clasa 1 ești într-o clasă, în a doua în altă clasă, în a treia în altă. Adică pe ei pe toți mereu îi mixează. Pentru ca ei să poată comunica cu toți. Adică să nu fie, știi cum eu mi-am făcut un prieten din clasa 1 până într-a 12, gata, numai cu el. Așa, Alex deja trece în clasa a doua, acolo se începe școala de la 5 ani, clasa 0, clasa 1, deja el a făcut, hai să spunem, două clase, au fost cu elevi diferiți. Poate unul sau doi s-au nimerit care au fost. Eu văzând deseori storile și ale tale și a carismii, da,
Văd că voi nu pur și simplu prieteniți în continuare, voi prieteniți cu familie, copiii voștri cresc împreună. Da. Și Boris Comel, da, tot când a plecat, tot mă gândeam, ei, cum, pentru ce a plecat? Că parcă a început la el bine, a găsit și un producător și tot, știi? Nu, tot nu l-am înțeles, cum așa au luat și au plecat, știi? Dar vă văd pe voi acolo și vă văd foarte fericiți. Voi aveți într-adevăr gașca voastră, vă întâlniți întotdeauna, vă petreceți. Voi nu semănați a emigranți, voi semănați a aborigeni de acolo, de pe loc, înțelegeți? Adică voi parcă sunteți acolo de 100 de ani și sunteți stăpâni pe situații. Uite, eu așa mă uit la voi și așa impresia am. Deci e una când vezi cei plecați ai noștri peste hotare, știi... îi vezi cumva și te gândești că ei au plecat la munci și toți cu dor de casă și cu nu știu ce. Dar în cazul vostru, nu! La voi, deci, cum se numește? La vita e bella, știi? Deci, dulce vita, totul e așa, și glam, și chestii. Așa, eu drept văd? Știi cum, ți-am mai spus mai devreme, cum te programezi, cred că, știi? Pentru că mulți se duc cu gândul, eu mă duc, mă duc să fac bani, fac bani, trimit acasă, fac bani și pur mă vin, știi? La noi scopul, chiar și a meu, și Boris Coval, Olea, Carisma, la fel, noi am venit ca să trăim acolo, nu să facem bani să venim, exact. Pentru că aici noi la fel, adică trăiam, știi, oamenii să trăiesc, să mă dezvolt și să fac o familie, să încerc să mă dezvolt în țara în care sunt, știi? Și poate de asta, știi, este foarte important cum te programezi și cum simți tu și cum și asta atrage, știi, cum noi atragem ceea ce vrem și ceea ce gândim. Bun, dar atunci așa o întrebare, dar nu provocați invidia conaționalilor noștri, fiindcă noi avem o calitate de asta. Da, da, da. Moldovenilor tare frumoase, dar sigur că și noi deseori aud și vorbe, dar eu niciodată, eu sunt obișnuită, știi, chiar și de aici, când noi suntem interpreți, bârfe, vorbele mereu au fost. Și mine asta nu mă... Și acolo vă vorbesc, da? Sigur că da. Și tot noștri, da. Da, sigur că ai noștri, că americanii niciodată să te vorbească, e tot timpul să bucure, da, dar cumva... Știi cum, oamenii care nu au viața sa și nu au ce face, ei și vorbesc. Asta deloc nu mă afectează. Deci eu am înțeles că voi atrageți oameni ca și voi acolo. Și în comunitatea voastră sunt oameni tot de ai noștri, dar ca și voi. Da, da, sigur. Așa, open mind, da? Foarte, foarte, niște oameni foarte buni sunt. Adică nu e ușor de ajuns în America dacă voi... Acum foarte greu. E foarte greu, dar de ce? Acum vizele în genere. Pentru că sunt foarte mulți rămași acolo. Care rămân. Foarte mulți, da. Noi chiar am fost și la Congresul Moldo-American și la mai multe întâlniri de genul și ambasadorul spune că acolo trebuie să fie 6% de vize deschise, de persoanele care vin în vin și rămân 6%. Adică dacă tu ai viză, trebuie să viză de turist, ai dus și ai venit. Da. Dar trebuie să fie 6%, adică cei care rămân, dar la noi sunt depășite de 70%. Și până când o să vină la acele 6%, vizele o să fie la foarte. La noi depășit de cât de 70%. Da, 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 60-70%, adică deja practic ajunge, da, toți care deschid și de asta și nu ei rămân și... acolo, uite, da, așa, rămân... într-o incertitudine, ei, de fapt pleacă cu viza turistică și ei habar nu au ce o să facă mai departe. Da, acolo, ei habar nu au, ei depun la azil politic, depun, da, sunt diferite programe care depun, dar e foarte greu acum, mai ales cu războiul, cu pandemia, tot s-a stopat și sunt... Eu mi-am gândit că acum un an în urmă, apropo tot vară, da, sau era, mi pare că era vară când a fost Carisma, un an în urmă. Și ea era cumva nemulțumită, ea spunea că America e o țară birocratică, foarte birocratică, anume spunea despre nemulțumirea ei că atâta timp durează de a-și perfecta documentele, da, da, de, că durează. Oamenii stau cu ani de zile deja acolo și nu pot să iasă din țară. Da. Sunt foarte multe momente de astea birocratice care se întind și se întind și... Și încă pandemia a stopat și mai tare războiul cu Ucraina, pentru că vin foarte mulți ucraineni și în primul rând le se acordă lor atenția. Așa, da, primul rând ucrainenii au o mare prioritate acolo. Acum lor le se dă și, le se dă și bani, le se dă și tot le se dă lor. Adică și cei care au depus de mult timp, ei acolo și rămân și așteaptă. Îți dai seama asta cât timp trebuie să treacă. La pandemie s-a stopat, tot acum cu ucrainenii, amuși mai apare ceva și iată, ei sărmani stau și așteaptă când. Și tu nu poți să faci nimic, ce poți tu să faci. Tu ești în țara asta, tu ești nimeni, tu ești imigrant. Dar totodată nimeni nu vrea să plece. Nimeni nu vrea să plece. Chiar dacă nu are posibilitatea, practic 10 de ani... Că unii sunt și 8-10 ani și văd părinții. Mulți vor să plece, dar se gândesc că eu o să vin
și o să vreau înapoi ce o să fac. Asta e. Vor să vină, dar să aibă oportunitatea asta de a se întoarce. De asta îi stau și așteaptă. Poate o să primesc, poate o să primesc. Că înțeleg că aici, trăind acolo atâția ani, eu să vin aici, este o mare probabilitate că nu o să vrei să rămână aici, știi? Și asta e. Dar eu mereu am spus, dacă nu-ți place, dacă chiar nu te simți bine, du-te acolo, nu te simți bine, exact. Știi? Pentru ce să ți impui? Oricum, peste tot poți să-ți faci să-ți fie bine. Da, lumea asta e mare. Da, da. Știi cum exact. Spune că хорошо там, где нас нет, eu spun хорошо там, где мы есть, știi? Și oricum, orice Moldova poți și oricunde, dacă ți-ți place, mie chiar îmi place acolo, știi, și eu mă simt bine, știi, nu că stau pentru copii sau pentru... Foarte bine da. Te-ai încadrat. Eu, da, eu m-am încadrat bine și până când, știi cum. Nu, iată, tu, în cazul tău, e cazul fericit. Da. Fiindcă sunt diferite, vezi, la tine totul a mers din start. Da. Bine, frumos, lejer. Da, da. Familia, cum drag copilul. Da, da. Uite acum, cânti, faci ceea ce-ți place. Adică nu faci alte munci, faci exact ceea ce, da, da, da. Ce făceai și aici. Da. Unicul lucru pe ceea ce vorbeam și noi, știi? Deci aici erai Cristina Croitor. Da, știi? Da, da, da. Și, dar poate, dar nici nu zic. Da. Spune-mi, te rog, atât e de greu, dar chiar nu, doar America se consideră țara miracolelor, țara tuturor posibilităților. Tu presupui că poate să se întâmple un miracol, da? Sigur că da. Să faci o piesă, da. Sau să ajungi la un producător. Sigur că da. Și noi mâine să auzim de... Sigur. Cristi Cro. Eu până acum nici n-am încercat. Vezi că eu până acum cumva am fost încântat pentru a noștri, pentru... Nici n-am încercat. Știi, cumva m-am încadrat, am văzut, m-am... Și acum o să încerc, vreau să încerc. Nu știu, eu te văd acum complet alta decât te-am văzut atunci, mulți ani urmă aici. Mulți ani urmă, în remunerat. Da, și mie mi se pare că tu ești o luptătoare și ești o persoană care o să izbutești și o să răzbați, cel puțin tu o să faci tot posibil. Da, mulțumesc. Așa e? Că așa o să fii. Da, o să încerc, de pe cum. Trebuie neapărat. Da, da, da. Dacă nu am op, când? Da, pe când? Bun, ce noutăți urmează? Ce vreți să faceți voi acolo? Aveți ceva, planuri, concerte? Avem, acum am evenimente. Acum, da, acum urmează să merg, vreau să fac website-ul, să am planurile mele. Mai am evenimente care urmează în august. Evenimente private. Private, gen, da. Nu nunți, gen, da, da, da. Mai avem evenimentele la prieteni. De grabă o să fim și mai, să mai fim o dată nași, mai avem și da, avem multe și interesante, se începe școală la copilaș pe 17 august, în America în august se începe școala și deja trebuie să ne pregătim, adică avem planuri, vreau să fac și piese, cum ți-am mai spus, da. Trebuie să ajung, să mă mai odihnesc un pic de aici, știi, să-mi revin, știi cum după odihnă mai trebuie încă un pic de odihnă. Exact. Și mergem înainte. Sperăm să revenim în... Soțul meu foarte mult vrea să venim de anul nou, la fel, știi? Tot aici, acasă, da? Pentru că în America simte Crăciunul pe 25. Acolo este Crăciunul, dar anul nou la ei nu există, 31 pentru ei. Da, este da, da. Totul liniștit, știi? Sunt doar petreceri cu europenii care mai fac, dar nu se simte vibe-ul ăsta care este la noi, știi? Care noi suntem obișnuiți. Și el foarte mult vrea. Și dacă o să se primească, o să venim și anul nou și... Clar. Cât mai des să venim, cât sunt părinții, cât copiii sunt mici, știi, și le place să vină la bunei. Deci, Cristina, noi mai avem o rubrică, Blitz. Dar, înainte de a începe această rubrică, dă și așa timp. Da, nu te tem! Mă tem de rubricile astea voastre. De Blitz, de-a noastră, toate. Auzi, eu stare cu mișoară, noi avem alții care să mai țăpoși, dar eu nu fac zâzanie, știi? Nu scot din casă, măcar că tu ești persoana că nu știu ce ar fi trebuit eu să te întreb. Da, eu știi, nu că, ca să fii, nu știu, acolo, wow, am urs să avem ceva, cum se numește? O noutate, da? Noutate Breaking news, da. Nu știu, poate scoatem ceva din tine, spune că ar fi interesant. Eu zic, singur fapt că tu ai fost acum și ai plecat și n-ai reușit să dai nicăieri interviu doar la mine, deja e breaking news. Deja e bine. Așa. Da. Deci, dar nu înainte, Blitzul începem nu înainte de a îți oferi încă un cadou. Să te duci azi cu cadouri. Dar cum te-ai crezut? Așa la mine să vin și dăm cadouri. Este un voucher 20% reducere
de la partenerul nostru Storax, producător de fațade și elemente de decor pentru fațade. Da. Eu nu știu, tu zici că aici și părinții ți-au rămas. Părinții mei, socrii ți-au rămas. Cu siguranță au casă la curte. Da, în da. America nu știu dacă ți-ai trebuie așa ceva, dar ei cu plăcere se vor folosi, mai ales că 20% e un bonus foarte bun. Sigur că da. Iar pentru cei care ne privesc, vreau să vă spun că și voi aveți 10% la fațade și la elemente de decor pentru fațade și nu doar la toate produsele pe care le veți găsi acolo la Storax. Și mai e ceva, apropo, cei de la Storax sunt în căutarea lucrătorilor, deci go! Cei care nu aveți ce face, poftim, este posibilitatea de a vă angaja la Storax. Ochilor le place să vadă frumosul în fiecare detaliu. Asta inspiră și te face să fii mai fericit. Storax, producătorul autohton de profile decorative, transformă orice casă obișnuită în una cu adevărat remarcabilă. Echipa Storax vine mereu cu idei originale și concepte unice, care transformă obișnuitul în extraordinar. Și indiferent de bugetul de care dispuneți, Storax vă promite elemente decorative pentru fațade perfecte și durabile. Stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Pentru a profita de serviciile echipei Storax, îi puteți apela la numărul 0681 54 234. Și blitzul. Nu e grav nimic. Deci astea sunt întrebări și răspunsuri pe scurt. Ok? Da. Top 3 plusuri în Moldova care nu le găsești în America. Sarmalele. Mâncarea în general. Mâncarea. Da. Le găsești și acolo, că dar aici... Că atunci trebuia spui sarmale, plăcinte, zamă și tot de puțin. Mâncarea, mai departe. Trebuie să mă gândesc că multe lucruri găsești. Drumurile. Dar noi sunt mai buni. Nu sunt mai rele. Top 3 plusuri. A, plusuri. Dar stop, și mâncarea în America e mai bună. Nu. Top 3 lucruri, eu am înțeles. Nu, care top 3 plusuri top 3 în Moldova, okay. Care nu le găsești în America. 3 plusuri. Stai de să mă gândesc prima că... Sărmănică, în afară de mâncare, spune băutura. Dar ce așa vin? Femeile. Femeile, da? Da, femeile frumoase. Frumoase. Da, noi sunt frumoase. Da. Și a treilea plus? Și a treilea, cred că vecinii cu care putea să ieși, știi, și hai, bună ziua, ce mai vorbești acolo, dar aici cumva poți să ieși, adică pentru mine. Am înțeles. Să vorbești aici la gardă, ai vorbit, asta. Da, deci la noi, într-un fel, e mai simplu, da? În comunicare. Da. Am înțeles. Gata, ok. Gata, și restaurantele, pot să spun, sunt și în America frumoase, dar cum sunt la noi, cum au grijă de... acolo poți să intri în restaurant, da, și masa poate să aibă o zgâritură, poți să ducă o farfurie cumva, să aibă... Da, cu cioburi. Da, aha. Pentru că sunt foarte multe persoane, foarte multă lume și ei nu atrag atenția la noi. Totul este perfect, știi? Și iată asta, da. Tu ai dreptate. Și ultimul timp eu pur și simplu descoper tot mai multe și mai multe localuri. De fapt, la noi dintotdeauna asta a fost ultimii ani. Da. Eu am deriu vreo 20 de ani, cel puțin, dacă nu chiar 30, toate restaurantele, deci cum așa la nivel. Da, și da. continuă. Și eu tot ziceam că asta ar fi, nu știu, natura noastră. Eu am călătorit și eu, dar nu știu unde aș fi văzut astfel de restaurante, cum spui tu, deci totul... Da, totul este perfect. În America sunt un pic mai simplu, știi? Pentru că orice, cred că orice restaurant noi deschide, lumea o să vină, știi? Și orice se numește restaurant. Da, așa-i? Restaurant, clar că sunt și 5 stele Michelin, sunt foarte frumoase, dar aici practic toate sunt, știi, la un nivel, sunt toate frumoase, ai intrat de o plăcere să stai, exact, estetic. Da. Așa, ce schimbare ai adoptat fiind în America, dar nu ești mulțumită că ai făcut-o? Schimbare. Da, deci schimbare ai făcut-o în America, dar nu ești mulțumită de ea.
Da, trebuie să răspund, da? Sau pot spun că poți nu? Poți nu spun. Pentru că nu, pot spune o schimbare care am făcut-o, dar sunt mulțumită, pentru că cumva mereu zâmbesc, eu chiar și aici ies, știi cum, acolo ești obișnuit tu, cu toți să te saluți, toți îți zâmbesc, poate un străin să te întrebe ce faci, știi, da, și automat deja tu ești obișnuit și chiar aici mergi și mereu zâmbești, știi, și ți-amintești, ha, de fapt nimeni nu zâmbește, știi cum, trebuie să mergi și tu așa, știi? Asta este, pentru mine asta foarte mult contează, știi? Pentru mine asta este o schimbare care, pentru că pentru mine contează anturajul, da? Ceea ce mă înconjoară, știi? Și când eu merg, ies din casă, toți se zâmbesc, normal că mă spun că asta e fake, că exact, așa asta am vrut să zic, că nu mai este sincer, dar mine asta nu mă interesează, pentru că eu nu stau cu omul ăsta, îl văd odată în viață, știi? Da, și el s-a salutat, el a zâmbit și a mers mai departe cu dispoziție. Exact. Oricum e mai plăcut să vezi un om zâmbind decât unul supărat. Zâmbind fals decât unul supărat natural. Da, exact. Ce prejudecată te-a rănit cel mai tare? Prejudecată aici în vedere că acolo? Sau... în America sau în general? Nu, în general, ce prejudecată te rănește cel mai tare? Dar, da, a fost ceva, stai să-mi aduc aminte că eu chiar mă... Mine de obicei nu prea mă rănește nimic, pentru că eu... Când într-adevăr nu este adevărat, eu nu atrag atenție și s-a vorbit și s-a serios, vorbit. Serios, nu reacționez dureros. Dacă eu ar auzi asta de la o persoană la care eu țin, de la un prieten care mă vorbește pe la spate, da, atunci cred că mi-ar fi dureros. Așa, dacă eu aud cumva de la persoane care nu am nicio tangență, nu am nicio treabă. Bravo, să e foarte bine că poți așa să da, dar cred detașezi. Că au fost că sunt și din familie, au fost că, cum zici tu, da, că de bani gata, că totul... Că a fost și la mine multe ori când a spus că... Știi cum... Ai ajuns în scenă, nu datorită talentului, știi, datorită... Banilor sau cunoștințelor, da, a fost, dar pe mine chiar nu mă afectează. Nu te afectează, ok. Privind înapoi, sunt lucruri sau acțiuni făcute de tine de care îți pare rău? Poate câteodată știi cum, când vorbești cu cineva apropiat, mai asta e, când vorbești, spui ceva ce ar fi trebuit mai bine să taci, să nu rănești acel om, știi? Am mai avut așa momente, știi, acum mă mai gândesc când, adică nu să-l rănești, dar i-ar fi neplăcut, pentru că eu mereu am grijă ce vorbesc, știi, și mereu încerc să nu supăr pe nimeni, am știi? Înțeles. Dacă câteodată când te enervezi, cumva ți-e gura și îmi pare rău, pentru că, pentru ce, mai bine, știi, cumva să, nu știu, lasă să, mai bine taci, știi? Și ține în tine, dar atunci eu nu iubesc să supăr oameni. Când ți-o ia pe dinainte, recunoști? Îți ceri scuze sau greu să recunoști? Tu ești leoaică, e greu să recunoști. Greu să recunoști, da. De-am tași? Știi că de-am tași. Nici scuze nu spun, dar de-am merg mai departe. Da. Încerc așa să ameliorez, da? Da. Eu înțeleg, da. Așa. Cât de des ești nevoită să mimezi fericirea? Nu des. Deja eu din discuția noastră eu am înțeles că la tine totul e ok. Și totul e bine și chiar nu e nevoie să mimezi. Câteodată a fost, nu că fericirea, dar au mai fost momente, nu? A fost momente ce ține de sănătate, momente foarte neplăcute. Și știi cum, eu mereu am fost persoana când am ieșit în public, mereu am zâmbit, știi? Da. Da, asta a fost, dar nu că nefericită sau pur și simplu erau momente mai grele, știi, în viață, dar eu niciodată, mie nu-mi place să văd când un om, știi, suferă sau se simte, asta încerc și eu, știi? Și scoate asta în public, da? Da, nu-mi place, asta și eu încerc să arăt doar ce e bine, că normal că noi toți avem, nu este mereu superb și toți au probleme, toți... Dar eu încerc mereu să zâmbesc, știi, să, atunci când că au fost momente, într-adevăr, atunci cred că da, dar cred că asta și e corect, pentru că toți oamenii au atâtea probleme și au atâtea... Dar asta și e pericolul la rețelele socializare, fiindcă noi, într-adevăr,
toți pe rețele socializare, în mare parte, 99%, arătăm momentele frumoase din viață și nimeni nu, cam nu-și dorește să arate altfel de momente, știi? Dar mulți și arată, mulți arată, dar mai bine care arată, sunt care arată, dar iarăși, în mare parte, nu arată, știi? Și asta cumva îți arată, iată așa, o stare de fericire totală, știi, uiți, băi, iată, lumea trăiește, uite la dânsă și le divin, numai la mine jele și scârbă, știi? Și asta cât, nu totuși, știu. Cât se ascunde în spate, eu, pentru mine deja e foarte clar cât de frumoasă n-ar fi imaginea, cât de fericit n-ar fi om. El e om, el n-are cum să fie veșnic pe sigur că zen, da. Înțelegi? Asta da, e imposibil, n-ai da. Cum. Da. Nu, numai dacă nu ești dus cu fructul. Da, că doi... Că, de exemplu, hai să vorbim de un cuplu, da, care se ceartă, dar pe Instagram îi arată că ei se iubesc, nu știu cum, eu nu vorbesc de asta, asta nu e, eu nu sunt adeptul așa ceva, eu vorbesc de probleme care le au oamenii, nu ține de relație, nu ține, astea probleme cumva de relație, asta depinde de noi. Uh-huh. Eu vorbesc de probleme care nu depind de noi, probleme de sănătate, probleme de s-a întâmplat ceva, cum eu vorbesc de asta, știi, pentru, dar ce ține de, mereu am spus, că tu singur îți faci soarta ta, în afară de normal, că sunt probleme care noi nu avem cum să le... Exact. Și, eu nu știu, mai sunt? Gata, e ultima, da. Ce înseamnă prietenia pentru tine? Prietenia înseamnă când tu și persoana care prietenești ești pe aceeași undă, când tu poți să îi spui absolut totul, să te deschizi, da? ca unui apropiat. Și pentru mine prietenia nu poți să ai, pentru mine de fapt, nu, prietenia este cu o persoană sau nu poți să ai mulți prieteni, poți să ai cunoscuți, poți să ai prieteni care ieși cu, dar prietenia este cumva ceva, trebuie să-ți găsești prietenul acela care poți să, nu poți să te deschizi la oricare. Da, prietenia este ceva, cred că ce, eu nu știu, fiecare poate înțelege cum simte, știi? Dar cine? Carisma e cea mai bună ta prietenă? Da, pot să spun așa, că carisma este cea mai bună. Da, mai am și încă prieteni la fel, care, știi cum, prietenia cred că se face din când ești foarte tânăr, știi? Acum eu nu cred că aș putea să-mi găsesc... Nu, nu e adevărat, o să vezi, o să găsești, sigur că o să găsești în viață prieteni buni, fiindcă viață sunt mulți oameni care sunt mulți oameni buni, dar nu mai vorbesc despre exact, faptul dar că... Dar viața încă urmează înainte, da. o să vezi. Bine, ăștia sunt testați în timp, e adevărat, sunt prieteni din copilărie, din școală, dar și la fiecare etapă apar. Da, dar acum tu deja când vrei să-ți faci un prieten, tu atragi atenția la foarte multe, detalii, știi? Foarte. Dar atunci noi cumva eram mai mici, mai tineri și deja crescând împreună, deja nu mai atragi atenția la nimic, pentru că el ți-e prieten din... 20 de ani, știi? Așa e. Mie mi-a fost foarte interesant, iată, momentul ăsta. Tu ai plecat acolo și eu am avut impresia că tu ai făcut tot posibilul să o aduci și carisma acolo, Fiolea. Știi? De fapt, nu a fost așa. Eu așa am impresia, cred că ea și-a găsit jumătate venit la tine. Da, dar eu nu știam că ea vine. A venit și mi-a făcut surpriză. Eu nici nu am... Eu de multe ori spuneam, hai, vină în vizită. Dar mirele și ni l-au găsit. Nu tu? Nu. Dar ce? E singură, ea, de fapt, ei se cunoșteau de mult. Eu știu că se cunoșteau, eu pe el am văzut odată și la restaurantul acela la care eu cântam, am luat-o pe Olga cu mine, pentru că era Crăciun și eu nu știam că ea vine și nu mi-a făcut. Eu puteam să spun că eu nu vin să cânt sau ceva, dar ei nu mi-au spus, pentru că a fost surpriză. Da. Și eu am spus, ce faci, rămâi cu soțul și cu prietenii sau mergi cu mine? Și am spus că normal că merg cu tine. Da. Și atunci era și... soțul ei, Ion, era cu gașca lui, a luat o masă, cum ți-am spus, fiecare și la un mes, cu prietenii. Și a văzut-o, Olea stătea cu mine pe scenă, mai cânta la tobe, mai stătea. Și el a văzut-o și a venit și a chemat-o și atât de atunci s-a început. Eu poate am avut treabă că am cântat la restaurant, unde a venit și el, știi, că oricum a fost, dar eu nici nu cunoșteam, eu l-am văzut o singură dată. Am înțeles. Da. Bun. Gata. Ce? Mai vrei? Nu. Dar mă să legeți voi acolo unde m-am bâlbâit, unde să ștergi. Stai un pic. Stai un pic. Oh my God. Mai eu credeam că gata, încă. Mai bâlbâleac. Mai avem un cadou. Da. Mai avem un cadou de la partenerul nostru. Vai, foarte frumos.
spuneam eu ție, cuide, o să mergi acasă încă cu ceva băutură. De data asta îți spumant brut, pitească albă și setul care se numește romantic. Vai! Eu chiar astăzi să deschid și o să beau din aceste pahare frumoase. A, nu o duci încolo, da? Nu. Nu, da, da, eu am înțeles, Flaviu, lasă-l să fie aici, da, când veniți. Da, lasă-l să fie aici. O să fie și o amintire și că ai fost la noi la emisiune. Mulțumesc, mersi mult. Și o plăcere, când o să veniți, cu siguranță o să găsiți paharele și sticla cu soții până atunci. Cristina, eu îți mulțumesc mult, eu foarte mult mă bucur că ne-a reușit totuși să ne vedem, să facem interviu cu tine. Minunat și mă bucur mult că tu ai acceptat, uite, să știi că asta apreciez foarte mult. Mersi, chiar mersi. Dacă tu ești gata cu un picior acolo la aeroport, tu totuși ai acceptat. Da, eu de fapt nu prea accept, știi, invitațiile, pentru că deja cumva mă simt că sunt mai mult acolo, știi, și nu prea fac aici muzică, nu prea mă simt, hai să spunem, pe dreptul de a veni deja la... Exact. Pentru că deja sunt interpreți noi, sunt... Ei, dar n-ai putut. Dar la tine nu am putut, normal, eu, cum eu. Vin eu acolo și nici bună ziua, da, da, oricum, așa. Hai să vii, hai să vii și o să... Neapărat, mulțumesc mult. Mersi. Atât a fost, asta a fost invitata noastră de astăzi, Cristina Croitoru, care din Statele Unite a ajuns la Chișinău și a ajuns direct în studioul Unica.media, la noi aici, la Uși Deschise. Cu mare drag. Da. Iar voi lăsați comentarii, clopoței, subscribe, tot ce vreți. Noi cu drag le primim, voi știți deja condiția. Și abonați-vă la pagina noastră de YouTube și de Facebook și până la noi întâlniri la Uși Deschise cu un nou invitat. Vedem pe cine mai vânăm noi de data asta. Cine a mai venit în țară? Hai, noroc! Hai, noroc! Și entuziasm! Gata! Ce-mi plac mie cercei ăștia tăi. Ia mi-era de uleac. Mai era de uleac. Doamne, dar știi că eu scațineam ca la bijuterii, Doamne. Uite, uite cât de frumos. Nu, ne scoate, lasă-i. De ei erau cu vrei să-i dau? Da, să-i probiezi? Nu, cu tătămeați. Nu! Hai, eu o să mă cumpăr de astea. Tu și glumești, nu. Eu nu i-am cerșit pentru asta. Mie puțin eu că tot, știi eu tot cum, interviu când, am privit. Când cuiva îi place ceva, trebuie să-i dai. Așa că eu cu mare drag ți-i dau. Tu serios? Da! Vă și filmați asta? Nu filmați, băi, pe urmă spune că e ca un țăgănit la Emilian Crețu Rață de la Cristina Cerșiei. Dar și dacă vin... Emilian Rață de la Cristina Cerșiei. Rață? Nu, se pur sănătoasă. Wow. Cum? Place? Da. Frumos? Frumos. Să nu puneți. Nu pun și cu tine. Nu, eu cu mare drag. Vezi, ești la emisiune cu Cerșiei, ești și spui, dar închipuiți-te să ești ea ca asta. Da, e ca să mai ies într-o emisiune să amintești de mine, dar așa cum? Eu ți-i dau și pe mine, dar nu să-mi iei. Îți la net, trebuie să-mi întorc. Eu am tare mult. O cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii White.